O potecă din masivul Bucegi ce duce în Valea Spumoasă, zona impresionantă din apropierea stațiunii Bușteni, ar putea intra cu acte în regulă în circuitul turistic. Traseul nu este omologat, dar salvamontiștii vor trimite un dosar Ministerului Turismului pentru omologarea sa. În partea stângă se află traseul care merge la Cascada Urlătoare cu Mulină Roșie. Înainte se află un traseu care merge pe Valea Caraiman sau spre Valea Spumoasă. Poteca este una accesibilă, iar Valea Spumoasă se află la o altitudine de aproximativ 1120 de metri. De la stația de telecabină din Bușteni, de unde începe traseul, se ajunge în vale în aproximativ 30 de minute. Acest traseu este foarte frumos, este un traseu de promenadă, turistului nu trebuie echipament special pentru munte, ci zona este foarte frumoasă și accesibilă pentru oamenii în vârstă și pentru copii. În Valea Spumoasă, cascadele izvorăsc de la numai câțiva metri de deasupra stâncilor, iar apa plată este de o calitate foarte bună. Panorama poate fi admirată și din telecabina Bușteni-Babele, iar o altă atracție o constituie pereții stâncoși, cu 7 trasee cu diverse grade de dificultate. Deocamdată însă, numai adevărați iubitori ai muntelui știu cum să ajungă în vale. Zona mi se pare extraordinară. Este prima oară când ajung aici. E, din punctul ăsta de vedere, consider și am considerat dintotdeauna că România e o țară frumoasă. Zona este superbă, într-adevăr. Aș prefera să rămână așa, sincer, nu, să nu fie prea larg deschisă publicul. Să rămână pentru un anumit segment de oameni, pentru adevărați oameni care, într-adevăr, umblă pe munte, nu turistul de zi cu zi. După omologare, traseul va fi marcat și la îndemâna oricărui pasionat de drumeții în montană.